Alex Sheremet Merge, Dobrescule. Îmi place să fac asta cu cat de mor. Pa. Bună ziua tuturor și bine ați venit la un, un nou episod din podcastul echipei Romania Driving Experience Eu sunt Silviu Thomas, sunt trainer de condus defensiv și sportiv, certificat global de Academia BMW Driving Experience Fac treaba asta de vreo 15 ani În mod normal instruiesc șoferii pe circuit pentru o varietate de situații periculoase Pentru a le îmbunătăți abilitățile în cadrul celui mai complex și complet curs de condus din România Vreau să dedicăm în continuare două episoade de podcast lunar în care voi avea ca invitații, știu eu, reprezentanții Poliției Rutiere, Smurd, producători auto, PR, oameni care au avut accidente și care au rămas în urma acestor accidente cu dizabilități, sociologi și așa mai departe, pentru a crea un mediu mai sigur pentru toți șoferii din România. Astăzi am un invitat foarte, foarte interesant, întrucât mă leagă o istorie de vreo 15, 14 ani de fapt de el, o istorie care spune foarte, foarte multe. Uh, suntem în continuare împreună și facem lucruri frumoase. E vorba despre Alex Șeremet, uh, PR, BMW și Mini România. Uh, el este de asemenea și prezentatorul concursului de eleganță de la Sinaia, inițiatorul multor proiecte inedite, spun eu, cum ar fi primul mini electric din lume, nu? De curse. Da. Salut, Alex, bine Salut. Ai venit! Mulțumesc de invitație. Uh, și de ce 14 ani? Păi din 2008. Sau tu nu erai ba în da? 2008. Da, a, și 2008-2022 da, da. sunt 14 ani Eu am zis că primele tale cursuri cu noi le-ai făcut Sau le-am făcut împreună a, să... Da, 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 dai da hai să nu vorbim foarte da. mult despre asta e un, noi, noi, nu, nu, uităm. e un moment pe care vrem să uităm E un moment pe care vrem să-l uităm, dar dacă tot ai deschis subiectul Hai să spunem că așa a început și uh, Klaus Klaus Himmler de la Academia BMW Driving Experience A răsturnat la primului eveniment oficial BMW cu mașina pe circuit Noi într-adevăr nu eram pe un circuit Voi da, Eu nu eram da. da? Și da, într-adevăr, am avut o situație mai neplăcută în care am avut un accident. Dar, iată că suntem împreună în continuare, deci nu te-a te afectat atât de tare evenimentul respectiv și am făcut multe chestii fine împreună. O, da, da. Bun. Eu mi-am notat multe lucruri aici, sper să ne ajungă timpul în seara asta. Dezvoltăm exact cât, cât putem și vedem exact ce taie domnul Dobrescu la, la montaj. Alex, ce mai face Mimi? Mimi, cum spuneai tu, mulțumim că ne lauzi. Este primul mini electric de curse din lume. Am fost probabil singurii suficient de nebuni, spun eu. Nebuni. Am vrut să folosesc alte cuvinte no, mai grele, ce? mai uh, cum ar fi idiot, care au încercat asta și uh, am debutat la cursa de coastă de la Poiana Brașov din 2020. Și ne pregătim pentru al doilea sezon full de competiții, avem aproape 20 de curse pregătite. A intrat pe mâna unor băieți cu antecedente serioase în motorsport, sunt cei care au pregătit se numesc Engage Engineering. Uh -huh. Ei au pregătit mașina care a devenit campion, cu care Emil Nestor a devenit campion la coastă în uh, 2020 uh -huh. și a devenit campion într-un stil foarte special și ne uh, neegalat a câștigat toate cursele de coastă și la toate victorii a stabilit un record nou pentru fiecare urcare. Cu ce mergea Emil Nestor? Cu Cred că un era un... norma. Ah, un ok. că un... Da, ok. Și au pregătit mașina aia, mai fac și alte isprăvi foarte tari și uh, s-au arătat interesați de jucăria noastră, după ce au condus-o puțin și acum este la cură de slăbit la ei și la alte pregătiri. Uh -huh. Am avut deja o cursă, urmează altele. Uh, da, e o experiență pe zona asta de mașini electrice de curse sau pur și simplu sunt atât de pasionați și de nebuni ca tine Încât da. s băgat. Nimeni uh, nu are experiență pe zona de electrice, nici cei care merg la cu mașinile electrice la curse dacă îmi permit să fiu așa puțin arogant pentru că sunt foarte multe probleme cu care te confrunți și unele sunt uh, nici nu le anticipam. De exemplu, când am participat prima dată, uh, ne-am dat seama că avem o mare problemă. Mașina nu scoate sunet și pentru că mașina nu sate sunet devine foarte periculoasă pentru public, public obișnuit cu zgomotele de mașini, de curse, urlete și așa mai departe, între urcările la coastă care se fac pe rând la o, e un, lumea știe un traseu de munte, urc uh, între urcări, pe uh, urcă câte un concurent în parte, între urcări, oamenii mai ies pe șosea, exact. traversează, și așa mai departe. Dacă mașina ta e electrică, nu se aude când urcă, și atunci riși să iei, după un viraj, uh, în viteză, riși să uh -huh. surprinzi pe cineva. Păi, și cum ați rezolvat, de exemplu, asta? Avem o, o alarmă asta? de mașină care funcționează non-stop. Nu cred. Da? Um, deci sunteți un fel de safety car acum Când urcați voi um, Zici că e drive it like you stole it e la propriu se întâmplă la noi uh, Am fost foarte fericit să aflăm că E o altă mașină electrică de coastă foarte faimoasă O Tesla la Pikes Peak Și ei tot cu alarmă de mașină mm -hmm. merg la Pikes Peak N-au găsit o altă pe moment o altă soluție Există niște boxe Niște încercări de genul ăsta Însă deocamdată sunetul nu e suficient de puternic Să se facă auzit cu adevărat În situațiile astea În care mașina merge foarte tare și și trebuie să ne asigurăm că oamenii sunt foarte atenți. Până la urmă, ok, nu e o chestie care ne face onoare, dar siguranța e mult mai importantă în cazul ăsta. Uh -huh. Știu că aveți un pilot nou anul ăsta, nu? Uh -huh. E Andrei Barbu, e om de auto. știu pe Andrei, auto. da jurnalist auto și el a fost culmea, el a fost și primul care a mers la coastă cu mașina. Pilotul nostru de atunci, Dominic, care acum are alt proiect fain cu o Tesla, n-a putut să fie prezent și atunci a intervenit barul. Uh -huh. Și de data asta, sezonul ăsta, vrem să lucrăm integral cu el pe cursele de coastă, care e campionatul nostru cel mai important. Și zi un pic ce modificări esențiale s-au întâmplat față de uh, varianta precedentă. Uh -huh. Ce-ați modificat da. acum Cred că cel mai mișto lucru la mașina asta e că este o mașină foarte apropiată de o mașină de serie în continuare. Chiar dacă okay. are mici modificări, uh, și sunt în momentul de față doar doi producători care fac asta, Tesla și noi. Din câte știu eu, nimeni nu mai merge cu o mașină aproape de stradă la competiții mașină electrică. Uh, în momentul de față avem frâne noi. Uh, okay. Avem niște frâne John Cooper Works Brembo. Bineînțeles, toate modificările pentru mașină de curse, roll cage, scaune, extintoare... Ați schimbat și roll cage-ul? Uh, nu, nu. l-am roll... ah, okay. vopsit, arată mai Am văzut acuma. eu ceva și de-aia mi s-a părut. Uh, și avem o serie de măsuri de reducere de masă suplimentare, băieții au lucrat foarte fain la bord, mașina e reconstruită cumva la interior și pentru că nu avem nevoie, de exemplu, de toate butoanele, de toate sistemele și lucruri de genul ăsta, avem o chestie de care noi suntem foarte mândri, dar nu povestim foarte mult, un megafazor, a, ok. Da. Și se lucrează la niște soluții de răcire de baterie în momentul de față și experimentăm mai multe direcții de dezvoltare ale mașinii. Răcirea bateriei ca să nu mai taie puterea în, în momentele în care abuzezi de... Nu? O mașină electrică este gândită, sau mașina electrice în general până acum au fost gândite pentru mers pe stradă, mai ales astea compacte de oraș. Ca să-ți dai seama, nivelul de uh, consum la o competiție este de vreo 5 ori mai mare decât la obișnuit. Regimul de utilizare e unul foarte extrem. Consumăm cam 10-15 până la 20% din baterie pe o singură urcare, în funcție de cât de complicată uh -huh. e urcarea. Asta înseamnă că regimul de utilizare e unul foarte extrem și atunci mașina se încălzește când se încălzește prea tare, există riscul de incendiu. Ca să okay, nu există deci acest... nu, Mașina intră într-un sistem de protecție. Noi nu vrem să păcănim sistemul de protecție, ci vrem să reușim să menținem livrarea puterii foarte mare pe termen, pe o perioadă mai lungă. Ok, am înțeles. Super tare. Păi să rămânem un pic în zona asta. Și astăzi o să fie și niște subiecte așa ușor incomode, dar mie îmi place că vreau să te provoc. Eu am făcut și podcast cu Tomescu, ți-am zis, nimic a, okay, nu poate să dacă, dacă ai făcut podcast cu Tomescu, e da. clar Înseamnă că eu nu să te deranjez cu nimic uh, Cu toții știm că mașinile electrice În ziua de azi capătă, câștigă cât mai mult teren Doar că Eu poate sunt și puțin nostalgic Și mie îmi place motorul termic Și îmi place să aud un motor mare și Am crescut cu toții cu treaba asta uh, Și nu mă împotrivesc Și sunt un om care se adaptează Destul de ușor la schimbări și la tehnologie În general, doar că eu consider că în momentul de față, cel puțin în România, noi nu suntem pregătiți pentru, pentru această tranziție. Hai să povestim un pic de mașinile electrice și să-ți dau eu niște exemple pentru care eu consider că nu suntem pregătiți și să-mi spui dacă tu poți să le combați cumva sau dacă există vreo soluție, pentru că recunosc că nici nu m-am interesat foarte, foarte tare de treaba asta. Un prim motiv pentru care în momentul ăsta eu nu mi-aș cumpăra o electrică este simplu fapt că stau la etajul 11 într-un bloc, iar infrastructura din complexul respectiv nu îmi permite să-mi încarc mașina peste noapte. Și e foarte bine că nu-ți cumperi o electrică, sunt complet de acord cu tine. Uh... Nu mă așteptam la asta. <laughs> e foarte simplu. În momentul de față există o categorie de persoane care pot să-și încarce mașina de acasă. Cei care locuiesc la curte, cei care au un loc de parcare într-un complex imobiliar, de exemplu privat, unde pot să-și instaleze o stație. Aia sunt în momentul de față oamenii care se pot gândi la o mașină electrică. Din punctul meu de vedere, este în continuare o foarte mare greșeală și trebuie să o spunem răspicat, să-ți cumperi o mașină plug-in hybrid sau electrică, deci cu încărcare la priză, să spunem așa, care, uh, și să nu ai unde să o încarci peste noapte. Uh, modalitatea de utilizare a unei mașini electrice este, din perspectiva încărcării, complet diferită față de o mașină, sau destul de diferită față de o mașină obișnuită. Uh, nu mai există acele benzinării unde să mă duc să stau 10 minute, 5 minute să o încarc. Uh, din perspectiva asta nu e bine să o încarc de acasă, unde oricum mașina stă 10 ore nemișcată cât dorm, de principiu. În plus, e, de așteptat ca să am un cost de încărcare mult mai mic acasă decât la o stație publică. De ce? Pentru că cei de la stația publică au avut niște costuri să instaleze acea stație, au niște costuri de mentenanță, au niște costuri de tranzacționare și toate costurile alea trebuie acoperite cumva. Acasă eu pur și simplu plătesc kilovatul oră așa cum îl plătesc plătește oricine. De asta e un avantaj mai mare și de asta e de principiu acum chiar de două-trei ori mai ieftin să o încarci acasă decât uh -huh. la infra infrastructura publică. Din perspectiva asta sunt niște argumente clare. Nu-ți la mașină electrică dacă nu ai unde să o încarci. Pe de altă parte, odată am nevoie de infrastructură publică în continuare, în special pentru drumurile lungi. Și acolo e vorba de infrastructură publică de mare putere. Noi spunem ultrafast, peste 150 de kW puterea de încărcare. La o stație. La o stație. Și vorbim de huburi în mod ideal, de 3, 4, 5, 6 hub. Asta ar fi soluția ideală. Ca să ai o dimensiune, puterea unui instalat într-un apartament este de 5 kW, în mod normal. Deci, 150 de kW înseamnă puterea instalată la 30 de apartamente, o scară de bloc. Am 5 stații de genul ăsta, 4 stații, puterea unui bloc întreg ar trebui să meargă într-un hub de ăsta de încărcare. Și mai e ceva... Și cum vezi tu viitorul? Că, să zicem că în București sunt, nu știu, 2 milioane de mașini uh -huh. și în 10 ani vor fi un milion electrice și un milion în continuare cu motor termic, da? Unde vor încărca, nu știu, suportă rețeaua electrică, o, o asemenea infrastructură? Asociația producătorilor de automobile europene aceea spune că în momentul de față, până în 2030, trebuie să avem un rib de dezvoltare a rețelei de stații cu 16.000 de stații pe săptămână la nivel european. Ca să okay. răspundem okay. nevoii acestei. Tu vorbești de o tranziție. Cu toții ne imaginăm un viitor în care să avem preponderent mașini electrice pe stradă. E de dorit, sunt niște argumente pentru asta de protecția mediului, consum eficient de energie, eficiența energetică mi se pare principalul argument pentru motoarele electrice. Pe de altă parte, nu pot să am aceste mașini dacă nu am unde să le încarc, asta este clar. Și atunci e bine că există aceste conversații, pentru că trebuie acceptat, odată trebuie acceptat că trebuie să dezvoltăm rețeaua de stații. Acum, dacă te uiți, dacă eu am unde să încarc mașina acasă, pot să folosesc mașina extraordinar de ușor, o mașină electrică și pot să merg, am, avem un prieten în comun, Radu Kindriș, fotograf. Okay, da. în trei luni a făcut 10.000 de kilometri cu un BMW i3. Da, știu că pleacă cu o săptămână înainte de acasă um, când vrea să ajungă în Maramureș. La un drum până în Croația a pierdut vreo 4 ore în plus sau 5 ore pentru încărcare. Nu e atât de dramatic, mai ales că dacă te gândești la drumurile lungi, e bine să te din motive de siguranță. Da, e din motive finisă. de safety, așa e. Și atunci pauzele astea cumva ar trebui să coincidă cu timpul de încărcare. Dacă am o infrastructură de stații de mare putere densă, eu pot să îmi planific un drum mai lung în care să opresc o dată la 4 ore și să sau o dată la 300, mai nou poate chiar 400 de kilometri de mers pe autostradă. Ne apropiem, încă nu suntem chiar acolo să merg 400 de kilometri, stau 30 de minute, mai merg 400 de kilometri, stau 30 de minute, mai merg 400. Știu, stilul românesc este mă, urc, mă duc la schil în Austria, mă opresc la Pandorf să fac cumpărături <coughs> și după aia ajung la Aust. Nu e bine așa. Și cred că o să ne obișnuim și noi cu timpul. Da, eu, Așa cum am zis, podcastul este despre siguranța auto uh -huh. și cred că o mașină electrică, prin modul în care trebuie să o exploatezi și să o utilizezi, te disciplinează cumva și te obligă ca odată la două, trei ore să o să în carci. Și atunci tu te dai jos din mașină, te odihnești, faci un pic de gimnastică, din punctul ăsta de vedere e ok, doar că așa cum am zis ne lovim un pic de realitate. Și vreau să te mai întreb ceva, tu consider că viitorul, sau în viitor, vom avea mașini electrice sau mașini pe hidrogen? Uh, sunt chiar de curând vorbeam sunt uh, două tipuri de mașini pe hidrogen, Sunt mașini uh, sau hai să zicem așa, uh, motoarele din mașinile viitorului pot fi de două tipuri fără să fie cu emisii. Odată motor cu ardere internă, adică ce avem noi acum, dar nu mai ard benzina clasică, pot să ard acel e-fuel care este o benzină din dioxid de carbon captat din atmosferă. Pot să l transform folosind energie verde în benzină sau motorină și când a, ard acel combustibil, întorc înapoi exact dioxidul de carbon pe care l-am încaptat. Deci un ciclu închis, se numește carbon neutral, nu am emisii suplimentare. În același timp pot să ard hidrogen în motoarele cu ardere internă. BMW a încercat asta uh, în anii 90 și puțin în anii 2000 uh, și dusese nivelul de eficiență al unui astfel de motor undeva la 40% comparativ cu un diesel. Uh, sau pot să am motoare electrice și motoarele electrice sunt alimentate fie de la baterii, fie de la acel sistem, pilă de combustie, fuel cell e mai cunoscut, fuel cell, da. care este uh, dintr-un rezervor de hidrogen, se ia hidrogenul, se trece prin acea pilă de combustie, e un proces chimic, se generează apă și electricitate. Și în loc să am baterie, pot să am acest sistem de fuel cell. Avantajul la fuel cell este că uh, timpul de încărcare este mult mai mic. Înc încărcarea e la fel de rapidă ca la o pompă obișnuită. A, e, okay. hai să zicem, un crâmpei mai complicat, în sensul că trebuie să mai rotesc o dată de pompă după ce o bagă rezervor, nu o las așa liberă uh, în rezervor. În rest, oricine poate să facă. Nu este un gard, un bunker. Un bunker antiexplozie unde încarc, totul este super safe, sunt hidrogenării în orașe, nu e absolut nicio problemă. Poți să îți imaginezi un viitor de genul ăsta, e mai, se pare, doc, cel puțin deocamdată, e mai scump, asta e una dintre piedici și în tot efortul ăsta să protejăm natura, nu trebuie doar să consumăm energie verde, dar să fim și foarte eficienți, pentru că energie e limitată. Și în contextul ăsta, aici este marele, marele avantaj al unei mașini electrice cu baterii, nivelul de eficiență de la, hai să zicem, de la celula de fotovoltaice până la roată, e undeva probabil la 70-80%, ceea ce e de neegalat cu nimic altceva. Și de asta, mașinile electrice sunt în mare parte viitorul. Bun, știi că vorbeam noi la un moment dat despre diferența între cât poluează o mașină electrică de la început, da? deci ce uh -huh. înseamnă producția bateriei, producția mașinii în sine și o mașină cu un motor termic, fie că e diesel, fie că e benzină, pentru că acum au ajuns la niște emisii extrem de mici și mașinile cu motor termic E diferență chiar atât de mare între cât poluează o mașină electrică și cât poluează o mașină de generație nouă, deci 2022, care respectă toate normele, cred că s-a ajuns deja la Euro 7, nu știu, Euro 6, urmează 7, Euro 7. Urmează Euro 7, urmează Euro 7, e diferență atât de mare? Este diferență, dar, dar, este, ca să fim sinceri, să nu ne furăm singur căciula, căciula, celula era să zic, trebuie să ne uităm de la modul în care eu extrag cobaltul, litiu pentru bateria mașinii electrice și cum produc eu mașina electrică de la primul, prima sapă în pământ, ca să zic așa, până la reciclare și pentru una și pentru alta. În contextul ăsta, mașina electrică emite mult mai mult dioxid de carbon uh, în partea de furnizor și producție, în timp ce mașina pe benzină emite mai mult dioxid de carbon de la pe utilizare. Uh -huh. După care, uh, avem situații și situații în care ne producem energia. Uh, Polonia este o țară care produce energie în foarte mare parte, nu mai știu proporția, dar în proporție foarte, foarte mare, prin cărbune. ale o, o producție de energie foarte murdară. În contextul ăla, o mașină electrică în producție cu, carbun, cu energie cu carbune este foarte murdară sau e la nivel cel puțin cu o mașină diesel, de exemplu. Pe de altă parte, pe mixul mediu în Uniunea Europeană, un IX pe care îl avem noi, de exemplu, care e un SUV destul de mare emite cam cu între, uh, cam uh, 33, o treime mai puțin uh, decât un X5 uh, 30 diesel. Okay. Pe pe tot ciclul de viață. Deci deja, dacă sunt foarte, dar uh, atenție, BMW este foarte, foarte atent în modul în care construiește mașinile. Este unul dintre cei mai buni pe chestia asta și nu o spun eu că lucrez la BMW, sunt niște rapoarte foarte transparente de mediu care se fac an de an pe treaba asta prin care BMW Și demonstrează. Și putem să vedem undeva rapoartele astea? Există da. un site public? Există pe BMW Sustainability, de exemplu, există rapoartele astea făcute după un standard ISO de uh, ciclu de viață pe 200.000 de kilometri sunt calculate făcute de TÜV uh, Germania. Okay. Adică e un, deci, document, autoritate un audit național. independent okay. da. după o platformă transparentă să se facă chestia asta. Uh, e foarte mult de povestit aici, sunt foarte multe detalii. Uh, banc, unul dintre bancurile mele preferate e întrebarea, ai bilet? Nu prea. Așa e și asta, poluezi nu prea, nu există, ori poluezi, ori nu poluez. și când intri în detalii o să vezi o groază de probleme și uh, e bine că suntem conștienți pe chestia asta pentru că eu sunt unul care are încredere în știință și știința arată foarte clar Direcția destul de nasoală în care ne îndreptăm, hai să, nu destul, foarte nasoală în care ne îndreptăm, din Repede. cauza emisiilor. În afară de dioxid de carbon, însă, trebuie să alegi cum vrei să mori. Vrei să mori de la încălzirea globală, vrei să mori de la noxe, care sunt acele NOx-uri uh, azotate sau azotiți, sper că profa de chimie nu se uită la mine, uh, sau vrei să, să mori de la uh, PM, part, particle meter, particule fine, particule în suspensie. Sunt mai mulți. Mai multe elemente de poluare, astea sunt principalele. Că și uh, o mașină obișnuită emite de de toate, ca să zic așa. Și trebuie să fii foarte atent la, la toate elementele astea. Bine, mi-aș dori să mor te bătrânețe, conducând uh, la vremea respectivă un 4 4 V8 benzină. <laughs> <laughs> da, nu cred că o să mai existe când o să am eu 100 de ani și când o să mor, că așa mi-am mi făcut o estimare. Okay. Uh, și am aflat multe lucruri interesante acum despre treaba asta, cel puțin cu partea de producție a mașinilor electrice. Uh, și vreau să mergem un pic mai departe către partea de autonomous driving și de tehnologie, cu care consider că. Tot așa, deocamdată România cel puțin nu ține pasul, întrucât îți trebuie o infrastructură, din câte știu, am făcut și eu tot felul de traininguri uh -huh. îți trebuie o infrastructură prin care o, mașinile să comunice între ele, să comunice cu semafoarele, cu sateliții și așa mai departe, ca să existe o coordonare și să poți să ai un, un astfel de serviciu, o mașină care nu are șofer. Cum vezi tu lucrurile în zona asta? eu cred că trebuie să fim mai relaxați la fel ca mașini electrice, viitorul nu o să fie alb sau negru, la fel și cu condusul autonom, nu există mașini pe care eu le conduc sau mașini autonome cineva mi-a spus un banc foarte fain despre o paralelă foarte faină cu sex despre condusul autonom vorbim e, de sex? Da! da. le vorbim de sex? Putem? E foarte soft, nu! E sex în nu mașină? Nu e cu Poftim? E cu sex în mașină? Nu! Nu! Culmea! Elon, îmi pare rău, te dezamăgesc A. Uh, uh, Condusul autonom e ca sexul în liceu Stai un pic să mă gândesc. Toată interesant. lumea vorbește despre asta. Sunt câțiva care cred că o fac și sunt foarte puțini care o fac cu adevărat. Cam așa e și cu condusul autonom, în sensul că Există mai multe leveluri, mai multe nivele, de la niveluri de la 1 la 5, și la 5 este mașina robot, care nu mai are nevoie de uh, volan. Dar există capacitate acum de producție a unei mașini de nivel 5? Nu. nu? Nu hotărât și nu se știe când, de ce? Pentru că da, poți să faci o mașină de genul ăsta. La nivel de concept, măcar. La nivel de concept nu e nicio problemă, într-un spațiu bine determinat închis, exact. nicio problemă. Dar când o scot în circulația zilnică, dacă dintr-un miliard dintr-un mili -ă, da, miliard de kilometri e limita așa de toleranță în momentul de față, am un accident, mașina aia e periculoasă deja. Uh -huh. uh, trebuie să o fac o mașină care să fie capabilă să uh, se confrunte cu absolut orice situație din trafic și să o gestioneze în siguranță. Asta este, nu există. La fel ca bancul ap aproape am bilet. Ori am bilet, ori n-am bilet, bilet. Așa e și le, acel level 5. Acum Există niște uh, rafinări ale idei, în sensul că pot să am uh, o mașină autonomă care să meargă în niște spații foarte bine definite. Aceste spații vor fi prima dată autostrăzile, în regim mic de viteză, în ambuteaj, are e mediul cel mai predictibil, după care putem să mai creștem de la 60 de km la 130 de km în regimul de viteză uh, și uh, al treilea spațiu în care pot să mă gândesc la mașină autonomă ar fi în orașe. De ce? Da. Pentru că acolo mă deplasez într-un regim de viteză foarte mic, dar și acolo o să am uh, niște zone foarte bine definite unde aș putea să merg în regim autonom. Inclusiv există discuții de benzi speciale pe autostradă unde pot să am chestia asta. Uh, și da, există foarte multe provocări aici. Uh, um, de exemplu, ca să demonstrez că mașina mea poate să facă un miliard de kilometri siguri, trebuie să fac acei un miliard de kilometri. Nu pot să-i fac, sau pot să-i fac și în regim real, dar ce se face acum și ce face toată lumea, are niște mașini care merg pe stradă, înregistrează cu toți senzorii și după aceea toarnă senzorii în niște sisteme de test și sistemele de, de test procesează senzorii și am practic uh, input de condiții reale prin care trec uh, sistemul meu de condus autonom. Și atunci se face foarte mult uh, testare digitală. Însă, această testare este diferită de la țară la țară. Fiecare țară are un sistem de a pune semnele, de un sistem de marcaje propriu, culori și așa mai departe. Dacă am trecut în altă țară, trebuie să am posibilitatea să am acele date din nou în sistem și să pot să fac testele respective. În România, din păcate, în momentul de față, dincolo de infrastructură, să mă gândesc la benzi dedicate și așa mai departe, care imaginez că totuși se mai pot face, noi avem o mare problemă de standardizare. Avem semne de circulație razna, mai sus, mai jos, mai la stânga, mai la dreapta. mărime, am văzut indicatorul da. oprire de un metru diametru și unul de 50. Avem da. indicatoare de, -alea de limitare de viteze, le știu din experiența proprie de condus, că mașina le citește, dar de fapt ele sunt orientate cam prost da. sau uh, se marchează zonele de șantier cu, și cu limitatoare de viteză, pun acolo toate semnele în față ca să ția să ție în evidență. Se trasează linia Iurea și așa mai departe. Încă nu avem un sistem atât de inteligent ca să fie flexibil, să poată să extinde informația, să o extrapoleze la orice semn de circulație. La... Și atunci e foarte greu să duc uh, lucrul ăsta foarte, foarte departe. Asta odată. Dar... Lucru care mi se pare cel mai mișto la un condus autonom este, și toți experimentăm genul ăsta de, și ne place, la simulatoarele pe calculator. Avem tot felul de driving aids. Mă ajută puțin la viraj, mă ajută să țin banda, îmi frânează. Pot să-mi imaginez un viitor în care sistemele astea de ajutor de condus să fie din ce în ce mai, nu le-aș spune intruzive, din ce în ce mai utile. Să intervină, dar eu să am impresia că eu conduc mașina. Că tu mașina. controlezi, da, exact. <coughs> și eu am simțit-o pe spinarea mea cu DSC-DTC la BMW. Cu modul DTC, care e un SP mai puțin intrusiv. Mi se părea așa că iarna, pe drumurile acoperite de zăpadă, eu controlez așa virajele perfect în drift. Mamă, sunt superman. Când dar de fapt te ținea DSC-ul. Da când am decuplat de tot sistemul de la DSC, eram întâi pe DTC și l-am decuplat după aia pe tot, m-am oprit în primul dâm de zăpadă, că nu înțelegeam de ce mașina se duce, da, 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 da. dar uh, aici e partea frumoasă să creezi niște sisteme care intervin fix cât am eu nevoie, fără să fie deranjante și ăla poate, aia poate să fie o componentă de condus autonom extraordinar de utilă, să mă ajute pe mine să fiu un șofer mai bun să fără să mă deranjeze cumva da, în momentul de față văd destul de multe clipuri cu șoferi de Tesla, în general, prin America, care efectiv dorm. Pun mașina pe pilot automat și îi se culcă. Producătorul nu-ți spune, nu știu, în manual, că până la urmă totul trebuie să fii prezent la volan și că ăsta e un sistem pe care nu trebuie să-l lași să funcționeze la capacitate maximă și tu să te culci la volan pentru că în caz de ceva trebuie să intervii? Adică există, nu știu, reglementări diferite în funcție de producător? Există reglementări diferite în funcție de țară, însă aici, deși lucrez la BMW, eu cred că pot să spun asta fără să fiu judecat de subiectivism, a... a Tesla, prin Max, au fost foarte agresivi în a promova sistemul lor de condus autonom și l-au supralicitat. Au fost, sunt exemple clare în care Musk povestea a, sau șeruia astfel de filme, a încurajat astfel de comportament și nu este legal, nu este nu e legal, nu e corect, nu e moral, nu este. Pentru că, într-adevăr, o mașină autonomă poate să gestioneze, cum spuneam, 99,999% ,99 din, din situații. Însă, într-o experiență zilnică de condus de la A la B, de foarte multe ori se întâmplă o situație neprevăzută. Și în momentul la mașina nu mai știe ce să facă și spune, preia controlul eu merg înainte drept cu viteza la care m-ai setat. Dar asta, în momentul de față, asta este level 2, sau 2,5 mai spun unii mai, uh -huh. ca să pară mai bine, dar level 2 înseamnă că eu trebuie tot timpul să fiu atent și să fiu pregătit în orice moment să intervin. Uh -huh. Deci încă nu suntem nici la level 3. Nu. Urmează acum, Mercedes a anunțat un sistem de level 3, dar nu știu pe uh, S-Class, dar nu știu dacă îl oferă disponibil, iar BMW pe noul seria 7 la fel vorbește de level 3. Uh, Fata de Tesla, toți producătorii spun că Level 3 se face numai pe lângă toate, toate sistemele de senzori și cu LIDAR, un sensor radar cu laser, okay. care e foarte scump. Dar nu am văzut mașini cu LIDAR deocamdată în oferte. Uh -huh. uh, mă rog, lumea mă asociat destul de mult cu BMW și pe tine automat uh, și nu o să ne acuze, așa cum spui, de subiectivism, dar vreau să vorbim și despre BMW mult azi. Uh, Putem să spunem că noul BMW iX este cea mai inteligentă mașină din lume în momentul de față? Uh... Habar n-am cum o sori inteligența, dar la BMW așa ne învață să zicem. <laughs> uh, și piarește. Da, piarește. Există două argumente concrete. Odată puterea de calcul a crescut foarte mult, de, de 20 de ori mai mult ca la o mașină obișnuită. Habar n-am cât e la Tesla, de exemplu, pentru a susține funcțiile astea de condus autonom. Și doi, uh, da, are cel mai sofisticat pachet de senzori din piață, în sensul că are un senzor LADAR care vede pentru prima dată pe straturi adică poate să vadă dacă e un obiect atât de înalt sau e un obiect atât de înalt și e foarte important pentru mașină să proceseze uh -huh. lucrurile astea uh, are cam uh, prima mașină cu cameră 8K pentru a folosi în pachetul de senzori uh, are niște sisteme din astea ultra sofisticate și atunci asta e o măsură a inteligenței mașinuței astea e, e implicată cumva și inteligența artificială în da, tot ce înseamnă uh, cum... Este, da, inteligența artificială, mai mult sau mai puțin, e implicată de mult. De exemplu, în Aha, cutia okay. de, viteză, de viteză, cutia de viteze se adaptează la stilul tău de condus. Poți să spui că învață uh, și uh, se întâmplă, de, de exemplu, la uh, primii kilometri pe care ai cu o maș mașină nouă, nouță, să fie mai zmucită cutia, să se ad să schimbe comportamentul în timp. Există niște algoritmi în spate care pot fi uh, asimilați în inteligenței artificiale pentru comportamentul cutiei de viteze care să te ajute pe tine în anumite situații. Mașina recunoaște niște situații de condus și poate să facă ajustări de treaptă de exemplu, când e alunecos pe jos, când uh -huh. urci, când cobori, acolo urcat cobor nu e chiar inteligență artificială, dar putem să spunem că mașina este inteligentă în sensul asta. Anticipează situații, deja, probabil. Uh -huh. Și mai avem comenzi vocale cu procesare de text și așa dar mai dă departe. Dă-mi un highlight despre BMW-X, ceva ce nu știu, poate n-ai comunicat niciodată până acum și care face cumva diferența între BMW-X și orice altă mașină inteligentă, dacă putem să spunem așa, din ziua de azi. Ha io uh, ancam comun... uh, bine mie mi se pare pachetul ăsta de senzor foarte important uh, și odată că este fără precedent în industrie și doi uh, nu doar că e foarte puternic dar pentru prima dată văd la un producător auto foarte multă atenție lumea la curățatul senzorilor ok e, okay. Okay, e bine să iam, dar ce fac dacă se murdăresc și avem niște sisteme de de exemplu pe bara aia, supra ultra controversată avem niște siguranțe foarte fine, uh, aproape insesizabile, care îmi dezgheață mie senzorul radar, ca atunci când merg pe nisoare puternică să nu uh -huh. se depună zăpadă acolo în față. Cum se depune pe un număr de matriculare, de exemplu. Da, da, da. da, da. Uh, avem sistem de odiuză care iese dintr-un e și curăță camerele video pe față și pe spate ca să mă ajute pe mine să parchez niște lucruri de genul ăsta. Adică nu e doar senzor mare și, -și, da, 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 da. Dar e și curat. Dar zic cât e de reală faza asta cu um, grila regenerabilă. Adică țara pietricica a făcut o, hai să zicem, fisură minoră, o lași la soare și cu nu știu ce pă, ion de se regenerează. Pot să spun așa, cineva a încercat, Așa. discret, <laughs> la test, a funcționat, ua, ce mișto, hai să încercăm mai mult să și filmăm acum și n-a mai funcționat. Okay. Eu cred că peste tot există o limită, la, nu e bulletproof mașina din punctul ăsta de vedere că plasticul ăla din grila mare se uh -huh. vindecă singur la temperaturi mari se că zgârieturile există niște limite pentru chestia asta adică okay. să nu mai zgâriați grilele de la X, vă rog frumos la, În parcare la șeremet Voi, da. <laughs> um, e extrem de interesant că așa cum am zis te asociază destul de multă lume cu BMW, dar te văd din ce în ce mai des la tot felul de evenimente care au cumva legătură cu această cultură auto Zin, și cu tine n-am vorbit niciodată despre asta. Uh -huh. De unde pasiunea asta pentru auto? Tei, nu știu, a plecat din, de acum 10 ani, de acum 5, de mic. cum? E foarte simplu. Eu m-am angajat la Porsche România <hie> uh, acum trădători. 2007. Prima dată asta a fost primul meu job serios. Și eu tot în 2007, tot la Porsche, am făcut primul eveniment. A, da? Și în 2008 am început cu BMW, da? Nu, uh, 2005, scuze, 2005. În 2007 am plecat de la Porsche. În 2005 m-am angajat printr-un anunț pe Best Jobs, nu știam nimic despre mașini, le uram, nu aveam carnet. Mi se părea o, o chestie de snob, Să, eram la facultate, știi, și acolo uh -huh, uh -huh. erau puțin așa, și și cu mașini. Uh, și în 2007 l-am văzut pe Seanny Dobai, ziarist uh -huh. și o da, de da, 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 da. motorsport, că îmi povestea, mi se părea așa un om mai în vârstă. Era deja el, uh, părea serios, așa, și că-mi povestea despre audii în raliuri. Și mi-a povestit vreo 3 minute, și eu am început să tremure, și după vreo 5 minute aproape că plângea cu entuziasmul cu care vorbea, știi. Prima dată l-am crezut nebun, dar după aia, zis, băi, povestea lui chiar are sens, adică uh -huh, e, uh -huh. e ceva, bă, deci poate să existe multă pasiune. <coughs> și de acolo s-a declanșat atenția pentru chestia asta. Uh, ce mi-a dat mințile peste cap? Aș fi vrut să zic cu F, dar nu. Și acelea de amințile peste cap a fost când am fost la concursul de eleganță a Vila Deste în nu mai știu, 2012. 2012 a fost prima dată. Iarăși n-am înțeles nimic. Dar a fost tot așa o chestie cu povești. Cu... Și atunci, de atunci am început să pun botul serios de tot la povești cu mașini. Și eu asta fac. Eu nu mai am prieteni, nu mai stau și citesc Știm că nu mai internet, e prieteni. Știm da, că da. nu mai <laughs> Asta mă face pe mine mega fericit. Am cunoscut și niște moși simpatici, m-am specializat în moș cu mașini. Stai că ajungem și, și acolo la moși simpatici. Da. Uh, tot legat de siguranță auto vorbim în continuare și mi-ar plăcea să atingem un subiect... Uh, despre care eu am mai vorbit, dar poate nu la nivelul ăsta la care vorbești tu, că tu ești Dostoevski al nostru. Uh, noi am absolvit, atât eu cât și colegii mei din echipă, Academia BMW Driving Experience, este, aici să spunem, cred că, nu, cred că putem să spunem că e pionierul în industria asta. Bă, eu știu că e pionierul. E pionierul. Nu întâmplător astăzi este 22 aprilie. Știi ce, e, ce zi asta? Mi-ai zis, dar ziua o deci surprins, 22 aprilie 1977 este ziua în care s-a întâmplat primul driver training la Maizac, la BMW Driving Experience, cu un BMW 320i. Ce tare! Da. Și aș vrea să ne povestești tu un pic mai mult, că ai mult mai multe informații mm -hmm. despre mine, puțină istorie despre BMW Driving Experience și de ce investește producătorul ăsta atât de mulți bani în instruirea șoferilor și în siguranța lor până la urmă, dincolo de faptul că ok, este și un o să zicem un, un, un punct în plus în vânzarea mașinilor, pentru că știm bine că atunci când punem un om într-o mașină BMW, se îndrăgostește iremediabil și cu siguranță va cumpăra una. Um, BMW, de prin anii 60, și-a dat seama că există nișa asta, oportunitatea asta să meargă către mașini sport. Avea o imagine de producători de mașini sport culmea construită în perioada interbelică și și-au asumat direcția asta. Iar în 1972 a fost șeful de sales și marketing, un, un petrol head faimos și om de marketing în industrie, a fost pe la toți producătorii mari americani și la BMW 3 ani, Bob Lutz, a zis, uh -huh. uh, o marca auto este ca un corp sănătos, trebuie să facă sport. Și okay. l-au adus pe unul dintre bunicii mei preferați, Johan Nerpaș, de la Ford Motorsport Germania, el tocmai cu 2 ani înainte înființase Ford Motorsport Germania, să creeze BMW Motorsport. Nu exista BMW Motorsport, exista așa o, existau niște ingineri nebuni care vreau să meargă la curse și așa mai mai puțin sau mai mult oficial, mai mult sau mai puțin furau piese din fabrică, nu știu cum era treaba, dar erau tolerați și făceau acolo. L-au adus pe Nerpaci, i-au era a doua oară când primeau un birou așa că ăsta, gol și hai, fă motorsport. omul a fost un mega vizionar, a creat extraordinar de multe lucruri noi, nu doar pentru BMW, dar pentru întreaga industrie auto. A făcut proiecte de artă, ceea ce era de neauzit până atunci în motorsport. A pus mașini pictate de cei mai mari artiști ai lumii la curse. Și s-au mai și în alea puțin, s-au mai zgâriat. A creat niște mașini care, la care nimeni nu se aștepta. A făcut prim primul și singurul supercar BMW. A făcut acel Legend M1. M1. Uh -huh. A făcut acel 3.0 CSL, se spune Batmobile. Sub, aia a fost primul lui proiect și, mi se pare, e exemplul exemplu, meu preferat de gândire a lui. E, la e, clasa în care mergea, mașina de stradă trebuia să aibă o caroserie identică cu mașina de curse. Aveau mm -hmm. nevoie de eleron pe mașina de curse. În Germania, eleronul da, da. era ilegal. Ce soluție a găsit el să vândă așa? L-a făcut de montabil? La, și l-a vândut în portbagaj. Așa, bravo, și gata! Fiecare l-a instalat pe barba lui și pentru că mașină, eleronul era în mașină undeva, au putut să-i păcălească pe toți să pună eleronul pe mașină. Uh, el a mai făcut însă o chestie foarte tare. Ca să facă motorsport de performanță, atenție, însă nu în Formula 1, deși și-a dorit întotdeauna, sau mai puțin le ma, ci în cursele de turisme. Eu cred că asta este spiritul BMW, cursele de turisme. Campionatul German de Turisme, Britanic, Spa, 24 de ore, Nürburgring, 24 de ore. astea sunt competițiile unde a strălucit BMW sunt foarte apropiate de public. Pot, la Nürburgring 24 de ore puteai să te duci tu cu mașina ta, Erau sunt legende că au mers dubiți acolo, la, că era așa mai pe haiduceală. Uh, Ei, hey, ca să facă motorsport pe bune, el a înțeles că motorsportul uh, trebuie adă, uh, trebuie atacat și mai științific. Era perioada cu James Hunt, știi ce avea James Hunt pe, uh, pe combinezon? Sex, breakfast, breakfast, of champions. Da, 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 da bravo, că bravo, Spuneau Oamenii, piloții spuneau că noi nu avem nevoie de antrenamente fizice, facem suficient de mult sex pentru, să fim, pentru ca să fim în formă. NERPACI a stricat această chestie. Uite, pentru asta nu trebuie lăudat. A stricat partea asta boemă, a mers la niște facultăți de sport și a aplicat filozofia facultăților de sport în motorsport, pentru prima dată. Și el a venit cu pregătire psihologică în motorsport, cu pregătire sport fizică în motorsport, sport. Asta pe de-o parte, pe de-altă parte a făcut și niște primele programe mari, serioase de juniori. Lumea l-a crezut tâmpit că îmi punea oameni de puștan de 18 ani, atunci era ceva, numai mai e ca fărsta, până da. acum e boșoroc deja, nu? Era, Ești, ești inconștient cum să pui un puș de 18 ani într-o mașină sau 20 de ani. Uh, el a făcut programele astea să pregătească juniori și folosind experiența asta cu școli sportive, cu pregătire psihologică, pregătire fizică și cu pregătirea juniorilor, chestia asta a generat și școala, prima școală de pilotaj din creștia unei mărci auto. A pus toată filozofia și toată experiența acumulată așa și când a lansat programul de junior a lansat și programul ăsta de pregătire pentru uh, șoferii obișnuiți. În 1977. Uh -huh. Și uh, cât de succes a avut programul de juniori, când toată lumea spunea că e inconștient, prima cursă, uh, uh, uite, nu mai știu cine a câștigat, uh, au fost trei juniori, uh, prima cursă la care au participat a fost câștigată de juniori. Mark Surer, mi se pare că a fost. Uh -huh. Și toți juniorii lui au fost, după aia au intrat în uh, Formula 1. Au ajuns până în Formula 1. Deci a ales niște oameni... Senzațional. De aici aș trage originile uh, școala asta de pilotaj, adică uh, își, își trage originile de la o revoluție în motorsport foarte tehnic, foarte tehnică și foarte științifică, adică foarte solidă și de la un om care a avut niște idei foarte curajoase. În plus, și a avut și susținere până la urmă, când da. vremea aia, în vremurile alea, să vină un nebun vizionar să spună nu, eu vreau să fac asta, vreau să facem motorsport, punem copii în mașini și de aici o să dezvoltăm. Dar e, tot ce făcea el era ca acel eleron, de-aia mi se pare povestea aia. Găsea soluții. Dacă îi se spunea nu, el găsea soluții. Inclusiv, de exemplu, pentru a... El a într-o gândire din asta foarte nemțească, erau toți îmbrăcați elegant și aveau niște uniforme de motorsport, au venit oameni la ei, dealerii, băi, este genială geaca ta, vrem și noi geacă ca a ta. Și a început să vândă jet și tricouri. Atât de okay. mult încât oamenii râdeau despre el, voi faceți mașini, faceți motor so <laughs> sau vindeți, vindeți tricouri. atâta timp cât din tricouri facem 3 milioane de mărci, vindem și tricouri. Și așa a putut să-și financeze mai departe diverse programe, prin merchandising. Uh, atât ce de tare. mare a fost uh, programul ăsta, încât deja în 1979, când aveam BMW M1, acel supercar, aveam avea, exista în oferta BMW uh, uh, un pachet de, uh, de genți, nu jante, de genți lui Vuitton, special create pentru porbagajul BMW M1 da. în 1979. Incredibil! Chiar uh. nu știam de ce insisti pe genți zic, nebunit <gălătă> cu gențile tale da. ok? Da, Există și James BMW, nu Mai jante BMW. Da, da, da. Uh, și uh, de asta zic, uh, toată, tot geniul ăla creativ a fost pus și în școala de pilotaj și a mai beneficiat de cineva foarte tare, ți-am mai povestit, de era unul de alto. Era un altul, da. De reli profesor și uh, s-au combinat ei la un moment dat, nu? S-au a venit, ce vrei să spui. Nu, 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 nu. nu. Deci era un Altonon, a fost chief instructor, nu? La un a fost primul da? șef de chief instructor, a fost primul chief instructor la BMW Driver, Driving Experience. Uh -huh. uh, și uh, cât de important este era un Altonon, iarăși, e greu de explicat, dar lui se spunea de rally profesor. Uh, este unul din este al doilea finlandez burător din istoria raliurilor, uh -huh. cred, al doilea sau al treilea. Uh, și ce este genial la Rauno Altonan, că nu e prietenul meu, e Rauno Altonan. Domnul Rauno da, Altonan. Domnul. Nenea Rauno Altonan. Este faptul că dacă-l asculți vorbind, el poate să-ți explice de ce o mașină cu tracțiune față se comportă cumva pe asfalt, pe Macadam și așa. De Bine, ce asta cu... pot să fac și eu în ziua asta. În da, <laughs> zilele noastre. Eu cred că mulțumim, mult, mare parte mulțumită lui. De asta am ascultat de curând un podcast cu el și îl întreba care, se, care îți place mai mult. Orice mașină poate să fie senzațională de condus dacă o înțelegi, știi ce face și știi ce să te aștepți de la ea. Uh -huh. Și el poate să-ți descrie ce înseamnă, dar mai bine ca nimeni altcineva. Și omul ăsta a fost pus să construiască școala de pilotaj uh... BMW Driving. Era BMW Farer Training pe da. vremea, cu BMW Driving Experience. Da, noi am învățat la level 1, dacă nu mă înșel, de acolo am început cu cercul lui CAM. E o unealtă de diagnostic prin care le explicăm oamenilor ce se întâmplă cu roata, cu aderența, cu forțele longitudinale, laterale și așa mai departe, ca să înțeleagă cât mai bine dinamica unei mașini și evident să o controleze cât se poate de bine în anumite situații și să, ia, să poată să ia deciziile corecte când ai nevoie de așa ceva. Doar că eu știu despre Wunibald Cam, mai multe lucruri, sunt cumva niște informații destul de fragmentate și știu că tu ești cumva fan Wunibald Cam. <laughs> Mamă, cum sună asta? <laughs> Chiar că ne-am prieteni. <laughs> Da, mamă, tu îți dai seama că cine o să uită la podcastul ăsta, sper să uite zeci de mii de oameni, zic că cine e fan vunibald. Vuni cam, Dar cine-i mă ăsta? E o, nu, o, o nu, marcă doar, de margarină. Nu, nu doar că dar e un distrus care e fanul. Da da. da, 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 da. Știu că a făcut inclusiv ceva pe parte de aerodinamică uh -huh. la BMW cu uh, a, acel faimos uh, stâlp din spate, nu? Nu, nu. ăla nu. e... Confund eu. Da, ăla e Hofmeister. Hofmeister, ah. Wilhelm Hofmeister. și cu Vunibald. Oh da. zi uh, un pic de Vunibald. cam. De uh, domnul Vunibald. Domnul, că pentru noi e domnul Vunibald. Da. cam. Uh, a fost un... Uh, culmea, el... Uh, am citit repede pe Wikipedia înainte să vin ca să pare că mă pricep. Dobrescu, asta. Deci, nu asta -as. cu a citit pe Wikipedia Taekwondo. Da, pare, pare real, pare real pare ce real, citit. Da. Uh, el a, uh, a lucrat la mai multe firme auto, a început cu Daimler în oh, anii 20 nu mai plac. Uh, <laughs> uh, și se pare că a fost inspirat în uh, pasiunea lui pentru aerodinamică de la Persu, care ar fi mers cu mașina lui. Uh, Aia jumătate uh -huh. de lacrimă... Noi spunem prima automobil aerodinamic din lume. Eu am niște rezerve aici. În fine, unul dintre primele automobile aerodinamice din lume a mers prin, la Berlin. Și e posibil Vunibald cam să fi văzut-o. Și el a început să-și creeze propriile lui automobile aerodinamice a, a, ca profesor universitar. Ca angajat Daimler, ca profesor universitar. Și prin anii 30 a început să lucreze cu BMW. Unde, într-adevăr... Știi că spuneam de imaginea sportivă a lui BMW, construită pe BMW 328. Pe final de anii 30, BMW avea această mașină, a fost făcută în 464 de exemplare. verific. 464 de exemplare a fost făcută. Virgulă 3. Nu, nu, nu. Din alea 464, 4 au fost șasie necarosate, da? Asta poveste. S-ar putea să fie chiar numerele corecte, da? Asta, așa. 464 de mașini. Și a dominat clasa de mașini sport sub 2 litri. Acum, a dominat până la un punct. Nu mai putea să scoată mai multă performanță mașina aia, știi? Și uh, Enzo Ferrari, când un pilot prin anii 60 a zis că uh, parbrizul e prea drept și nu e aerodinamică mașina, a zis că aerodinamică e pentru cei care nu știu să construiască motoare. Dar, în, în cazul ăsta, bun până într-un punct o limită, da. știi? Și ca să mai dau un citat, așa, știi, Colin, Colin Chapman ce a zis, că o mașină. Cu motor puternic, merge tare înainte. O mașină ușoară merge tare oriunde. Oriunde. Știi? Și atunci, asta era filosofia BMW. Avem acest 3 2 motor mic, nu mai putem să-l creștem, ce facem să facem mașina mai puternică? Facem mai aerodinamică. Mai și rapidă, mă rog. Mai, mai rapidă. O facem mai aerodinamică și mai ușoară. Și uh, cel mai rapid 3 din istorie a fost făcut de acest cam Vunibald. Și a mers la cursa Mille Miglia din 1940. Uh, cât de rapid era, era o mașină de. 135 de cai, care mergea cu peste 200 de km la oră. Uh, a mai existat un 328 special, au fost mai multe, dar astea două au fost cele mai tari, cupeuri, de obicei era decapotabil, roadster, de fapt, se numea caroseria. Au existat două cupeuri speciale de curse, alucam și una carosată de touring, un carosier din Italia. touring e mai frumos, dar cam era și mai ușor și cu coeficient aerodinamic mai bun. Dacă le vezi în poze, mașinile sunt aproape identice. Uh, coeficientul aerodinamic de la uh, Turing era 0,35, coeficientul aerodinamic de la Cam era 0,25. Deci, Ai citit și asta undeva, da. Mașina era senzațională, era câteva zeci de kg mai ușoară. Uh, până la urmă, la mare asta cursă câștigată de BMW singura, câștigat uh, asta, turing -ul. Deci a câștigat BMW, da. A, câștig a câștigat BMW, a câștigat turing -ul, cam s-a defectat. N-a terminat cursa, dar BMW a intrat în istorie, a câștigat asta, a existat un singur mare competitor, competitor pe vremea aia, cineva în spate, o oftice că zic asta, Alfa Romeo. Uh, și Bună, Laura! Uh, cu motoare de 3.2 3, 3, litri și BMW era cu motoare de 2 litri și cât de tare a fost victoria, viteza medie era la o vreo 160 de km la oră. Viteza medie la o mașină de curse în anii, Din anii 40, 30, 30, final 40, de anii 30-40, da un circuit stradal cumva cu circulație închisă în stil italienesc așa, vai, vai așa, oamenii mergeau cu viteză medie de 160 de km h atât de Incredibil, spectaculoase da. erau mașinile alea și aia era a, meritul construcției ușoare și aerodinamice asta e clar că nu poți să-ți scoți mai mult din da. 135 de cai da, o să dau un pic din casă mai departe și sper să nu te superi oamenii nu știu că tu ești foarte bogat ai foarte mulți bani <laughs> și ăsta e motivul pentru care tu deții o bucată din istoria BMW. Ai un BMW 635 635 Imaginați-vă cât e de bogat dacă el în 2022 cu 9 lei litru de benzină merge cu 35 benzină. În oraș. Da, M-am împrumutat de la părinți la 40 de ani. M-am împrumutat de la părinți. Da, asta mi-a zis și mie. Asta mi-a zis și Tu crezi Dobrescule? Nu. <laughs> e trist, da. dar adevărat. E trist, dar adevărat. Zim, dacă mergi la concurs de eleganță, că eu n-am văzut-o până acum, de la A... Sinaia, de anul ăsta. din păcate, nu se ține nici anul ăsta și vrem să-l venim în forță la anul cu concursul de eleganță. Okay. Uh, e o situație mai specială am trecut, tocmai am ieșit din pandemie avem partea asta de uh, avem partea asta de uh, război peste graniță, oamenii se deplasează este un concurs care devine tot mai internațional uh -huh. uh, ne dăm seama că pentru a fi cu adevărat valoros trebuie să vină cât mai mulți oameni din afară, avem uh, dorința să avem cel mai bun concurs ăsta din regiune Vreau să fim, principalii noștri concurenți sunt uh, colegii din Ungaria, vreau să fim peste ei uh, și uh, trebuie să avem o participare internațională. Și ca să avem o participare internațională trebuie să fie vremea puțin mai liniștită, așa, în, din păcate. Uh -huh. Dar cum ai ajuns la seria 6 din 87? O, 87. Uh, e un băiat Mașina care... Mașina e porno. Clar. Este, este, atenție, este un L6, adică nu este un seria 6 ori și care, adică cel mai, cea mai șmecheră mașină înainte de M635i, din punct de vedere CSI, este L6-le, că e o ediție specială, foarte bine echipată, cu, am și memorie în scaunul pentru scaunul șoferului, în 1987. Trapă, cotieră spate răcită prin aerul condiționat, e foarte spectaculoasă mașina din punctul ăsta. Nu, nu mă întreba câte funcționează încă. Așa. Uh, și da, m-a sunat un dement, un prieten, și -a remet o să stric viața, am găsit o mașină pentru tine. Uh, era în state, am văzut câteva poze, am zis asta e, acum or niciodată, m am împrumutat părinții, am așteptat Ai trei luni. Ai mai -o dată, nu te crede, nu dai mai departe. Am așteptat trei luni, a venit pe vapor și... S-au avut... dat părinții bani de vamă. Nu. <laughs> plătit am plătit-o cu banii pe care mi a dat iniția. <laughs> și uh, am avut mega noroc pentru că mașina este foarte sănătoasă, așa, n-am probleme. A stat, de exemplu, peste iarnă nemișcată trei, uh, trei luni, a pornit la prima cheie. Uh, ok, curge puținul lei, curge puțin lichid de servo, dar trebuie să se întâmple. Normal. Mai cade o bucată din ea, rugină a fost vopsită prost, a început să apară într-un colț, dar sunt foarte fericit. No wear bags, no breaks, we die like real Am ABS. <laughs> ah, păi da, stai, 87, funcționează, da, funcționează, da 87, chiar da. funcționează. Nu așa de bine, cred că și anvelopele alea prea vechi. E cam... Așa asta o să tai Marius, cu anvelopele vechi pe mașina <laughs> lui Șeremet din 87. <laughs> anvelopele sunt din 89. <laughs> Ok, ah, deci au un dot bun Da, da, da Tare, bine uh, O știi pe aia cu conform Cercetătorilor britanici uh, De fapt, uh, uite că Mi-am notat aici să notez, de fapt finlandezi uh, Șoferii de mașini premium, în general BMW, Audi, Mercedes Sunt mai predispuși La încălcarea regulile de circulație uh. Uh, Crezi că treaba asta vine, nu știu, odată cu nu știu, dacă ai bani și ai o situație materială bună și îți permiți o astfel de mașină și ești un tip realizat, din punct de vedere psihologic, crezi că te face cumva să fii buricul pământului și să Merg pe linia de BMW, pe linia de, de tramvai? Este stereotipul ăsta. Pot să spun că eu observ asta în presă, e, e foarte mișto să spui accident cu BMW când e altceva, nu mai e atât de. E poate, un bolit de lux? E bolit de lux. În fine, poate greșesc, dar mi așa mi se pare. E greu, nu am măsurat asta. Pe de altă parte, ce măsura foarte clar numărul de accidente cu fiecare marcă în parte, în contextul în care BMW, e a doua marcă de importată în România, cu foarte multe importuri second-hand și sunt multe mașini uh -huh. matriculate, nu BMW este pe locul întâi la accidente. Deci, și dacă eu primesc acest studiu undeva, o să-l public pe site. <laughs> și o să spun acolo. <laughs> astea sunt statisticile. Știu că au fost, au fost niște discuții aprinse și, la un moment dat, în discuțiile astea pe internet, a venit cineva cu statisticile de la poliție, poliția rutieră, uh, incidența accidentelor pe mărci. Câte accidente cu BMW, câte accidente cu Mercedes, câte accidente cu Audi și așa mai departe. Și nu BMW este pe primul loc la, sau nu era când am văzut eu asta acum vreo 2 ani. Asta o dată. Doi, eu mi- am văzut un studiu care spunea norvegian, că okay. a fost și o discuție lungă și pe asta pe internet, șoferii de automobile luxoase sunt predispuși în egală măsură să meargă mai agresiv sau să epateze prin condusul ăsta mai... Dar la fel pentru că sunt mai... Lumina reflectoarelor sunt mai atenți. Adică ai ambele extreme de comportament. Nu știu cât de relevante sunt studiile astea, dar accidentele spun altceva. Cred că studiile s-au cutit totuși pe cei care își cumpără, nu știu, mașina, mașina nouă din noi. showroom. Și mai e și problema asta. BMW Pot să spun că, hai să zicem, suferă că este perceput ca o mașină sport și cineva care vrea să se dea un puști mai, mai zvăpăiat... O să-și BMW, pisicuță sau ursuleț sau un E46, 6, da. Acum suntem la E46, că ursuleții deja sunt foarte scumpi și pisicuțele da, urmează. Da, 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 da. Și vreau o mașină, e așa un instrument rapid și ieftin, îmi iau un BMW vechi. Și da, este o uh, instrumentul predilect al celor care vor să meargă tare și accesibil. da. Tu și producătorul BMW, în general, nu știu, cel puțin în România, face ceva în sensul ăsta? Nu știu, există în strategia ta de comunicare, o, nu știu, ceva prin care să uh, uităm acest stereotip sau cumva să vindecăm oamenii de preconcepția asta prin care șoferul de BMW nu semnalizează, încalcă reguli și așa mai departe? Eu cred că, pe de-o parte, uh, da, e, e un stereotip adică, așa cum discriminezi prin orice alte elemente, e ușor să discriminezi și prin asta, și uneori prea la îndemână, spuneam ce se întâmplă în presă, din păcate nu poți să schimbi modul ăsta de a gândi în stereotipuri, am, am încercat să arătăm, ce facem acum este să încercăm să arătăm totuși că în spatele bucății de metal cu siglă alb-albastră e mai mult decât imaginea ala de băiețaș care se dă tare, și de asta vorbim de istorie, vorbim de tradiție, vorbim de personajele care stau în spatele mărci. Marcel Iureș a fost o vreme ambasadorul nostru și a vorbit foarte frumos despre chestia asta. A fost întrebat chiar: Nu vă deranjează că sunteți imaginea unei mărci? care este cunoscută ca marcă de cocalar și el a răspuns foarte calm și foarte... Eram, eu eram piarul din spate zic, hai să vezi ce se acum. Băi, a fost genial omul și a spus a, este atât de multă inteligență în spatele bucății aia de fier că ar fi nedrept să, uh, să crezi că un cocalar poate să strice tot ce s-a adunat în spatele brand ăla. Trebuie doar să faci puțin efort să cunoști ce înseamnă BMW în spate. În cazul tău, eu cred că e foarte mișto și asta avem foarte bine să conduci un BMW să-l testezi, ăsta e cel mai bun instrument la noi de vânzare și știi foarte bine că face multe evenimente da. de genul ăsta cine se așează în spatele volanului unui BMW, nu știu cum, nu știu de ce, dar se îndrăgostește de experiența aia imediat. Bine, știm de ce, dar ne-ar lua vreo două ore să vorbim despre asta acum și deja vorbim de două ore. Aproape două ore nu, o să ne cadrăm în două ore, mai, mai am foarte puțin uh, și legat de ce ai zis tu cu, cu acest stereotip, și eu mă lovesc de situații de genul încercăm să comunicăm cât mai multe lucruri legate de școala noastră de condus defensiv și apare câte unul care scrie un comentariu, iau uite bă la ăștia, condus defensiv cu mașini BMW. Ca să-ți dai seama, e clar că oamenii nu înțeleg ce se întâmplă în spate și că prima școală de pilotaj din lume e școala BMW și că BMW Worldwide cumva promovează siguranța și Investesc extrem de mulți bani în treaba asta, dar da, trăim într-o societate ca aceasta și trebuie să facem noi lucruri în spate și uh, oamenii nu prea înțeleg uh, ce facem noi cu BMW, cum ne ajută BMW, acum avem niște mașini care sunt personalizate cu Romania Driving Experience, dar avem și niște mașini de la BMW și oamenii nu prea înțeleg și o să lămurim treaba asta acum. Uh, BMW prin tine ne ajută deseori la cursuri atunci când avem nevoie de mașini în plus și e un efort considerabil pentru că știm cu toții că există niște uzuri mari în spate și niciodată nu te-am întrebat de ce faci asta. Ok, am înțeles că am făcut lucruri împreună, am înțeles că am, avem o istorie în spate și am făcut tot felul de evenimente în care, da, n-am făcut neapărat cursuri de condus defensiv, chiar am mers tare pe circuit sau am făcut tot felul de evenimente de off de nu neapărat mergeam în zona asta de siguranță auto, cine bucura mai mult de plăcerea de a conduce și niciodată nu te-am întrebat și vreau să te întreb acum pentru că inclusiv colegii din echipă, bă, dar de ce face și RM treaba asta? Păi îmi iese... E foarte Nu? Să tai și asta cu spagată. E foarte simplu. E nevoie de voi. E nevoie de voi pentru public, pentru că cine a făcut... La fel, cine conduce un BMW, înțelege. Nu e. E și ăsta un stereotip, dar e, nu e chiar un stereotip, e o afirmație cu foarte multă greutate în spate. Cine conduce un BMW înțelege mașina și înțelege de ce trebuie să ce ți oferă în plus, e greu de exprimat în cuvinte. Și cine face o școală de condus defensiv sau o școală de condus în general, înțelege de ce e nevoie de, de genul ăsta de experiențe, odată pentru public și odată și uh, pentru noi BMW. BMW uh, dacă are imaginea asta de experiență de condus, de plăcerea de a conduce, are nevoie de parteneri ca, ca voi, pur și simplu. E, am făcut atât de multe evenimente împreună, nu că suntem unii cu alții simpatici unii altora, ci pentru că aceste evenimente au funcționat și sunt foarte. lumea se simte foarte bine, livrează, clienții care trec prin experiența asta, cumpără mașinile, și este această cultură a construcției de evenimente de condus pe care o avem la BMW Driving Experience și care a fost injectată foarte clar și în voi prin toți anii ăștia de experiențe, de lucru cu trainerii din afară, da, care a fost, sunt foarte chiar mișto. a fost un drum fantastic. Dar te-ai gândit vreodată că până la urmă prin ceea ce faci și tu ne ajuți pe noi și contribuim împreună la reducerea morților care survin în accidentele rutiere? Pentru că în continuare în România de vreo 12 ani încoace mor în fiecare zi 5 oameni. Și consider că trebuie să facem ceva. Vorbisem la un moment dat cu Daniel într-un podcast, îi spusem, eu îi trimisesem pe, pe Instagram un proverb grecesc, care spunea și mi-a plăcut foarte tare și mi se pare așa că trebuie să devină filozofia de viața multora. Spune proverbul așa că o societate sau, mă rog, lumea în general se dezvoltă frumos atunci când anumiți oameni plantează copaci, la umbra cărora ei știu sigur că nu se vor odihni niciodată, nu se vor adăposti niciodată. Și cred că împreună putem să facem treaba asta în continuare și vreau să-ți mulțumesc cu ocazia asta că ne ofer suportul și că ne-l-ai oferit ori de câte ori necondiționat, chiar dacă ne-ai mai certat-o câteodată în fine. Tai și asta, Nu, aia, nu, ca să nu pare că m-ai invitat -ai aici doar că lucrăm <laughs> da. împreună. Da. Momentul sponsorului. Și mă rog, mersi că ai venit. Au fost chiar aproape două ore absolut fantastice. Ne-am mai conectat și noi, că n-am mai vorbit de mult decât prin mail. Dă mail, dă mail! Da, niciodată nu ești disponibil. Mulțumim foarte mult și pentru asta. Și ce să zic? Să o ținem tot așa. Să ne vedem la cât mai multe evenimente. Să vă vedem la cât mai multe evenimente. Tăiem, Dobrescu? Trebuie să fac așa când tăiem? Bac!